Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. În filmulețul ăsta vreau să vă prezint o trusă de la Dexter. Nu sunt fan, dar mi s-a părut interesantă trusa pentru electrice și ce e foarte interesant că se poate pune pe curea, lucru care nu prea găsești nici la viha, nici la, adică trebuie să iei tu o gentuță de scule separată. Șurubelnițe electrice standard VDE pentru 1000 de volți. Cu Dumnezeu înainte. Șurubelnițele, ăsta e mânerul la șurubelniță, dar le-am testat și dacă nu sunt șuruburi prea mari sau prea greu de desfăcut, să poate folosi șurubelnița și așa. Un pic mai greu, dar merge. Dacă ți-e lene. Ea conține șurubelnițe drepte. 5 mărimi. Da? Hai să vedem. De la 2,5 mm vârful până la 6 jumătate. Ăsta e cel mai mare, l-am inversat, ăsta e 5,5. Și aici avem pH-uri, pH 1, pH 2 cel mai folosit. Avem iar șurubelniță dreaptă de 3 mm, încă una de 2 și un pH, cred că e 1 sau 0, pH 0 e ăsta. Ia să-l vedem. Da. Pentru lucruri de finețe. Nu știu să vă zic ce oțel are, cred că nici Dexter nu știe. În vârf, dar merge. Dacă nu te forțezi prea tare în ele. Ăsta e mânerul. Oricare din astea merge în mâner, se apasă. Hap. O folosești cam mare mânerul, dar trebuie să fie mare că altfel nu încăpeau hexagoanele astea în el. De scos afară, are un buton în capăt. Bine că scrie și puși pe el. Și dai șurubelnița afară. O schimb pe cea care se trebuie. Sunt, v-am spus, VDE. 1000 de volți. Nenea zoom-ul. Un pic de zoom, se poate. Macro. Nu intră macro. Nu vrea. Nu vrea mușchiulețul lui. Hai că trebuie să arăt la oameni, că ăștia nu mă cred pe cuvânt. Hai că poți. A apărut acolo ca o... Vede pe cea din spate de aia. Acum, ia uitați-vă. 1000 de volți. Bine, cine le folosește la 1000 de volți? 380 maxim și cu mare atenție. Trusa mai conține și o lampă de control. Nu m-aș baza niciodată pe o lampă de control. Nu neapărat că e de la Dexter, pe niciun fel de lampă de control din asta, că poate oricând să se strice și dă cu tine dipament. Da? E bun acolo, întotdeauna testată într-o priză care sau pe un circuit care știți că merge și verifica cu altceva. Ori cu multimetru, ori cu alt tester, să fiți siguri că testează jucăria asta. V-am spus de ce am luat-o, nu sunt fan Dexter, pentru curea. Deci ea cât e agățată pe curea asta, așa și vă garantez că nu cade nimic din ea. După care, dacă nu mai ai treabă cu ea, ești sus pe undeva pe scară, poți să o închizi fără niciun fel de problemă. Și ea tot pe curea asta. O altă chestie, un mare avantaj la ea, am început să laud Dexter, doamne. Dacă vă uitați, vârful este în aceeași linie cu plasticul.
lucru care ajută în locurile mici, unde trebuie să intri cu același diametru cu vârful, da? Toate sunt așa. O să-mi iau unele de la Viha, în stilul ăsta, să numesc într-un fel, dar nu vin în cap acum. Eu le am. Viha, unde ești Viha? Le am și sunt așa. Deci e mai gros plasticul decât decât diametru dinainte de vârf. Lucru care nu-ți permite mereu, după cum și vedeți că e cojit aici, lucru care nu-ți permite mereu să intri în anumite lăcașuri mai mici așa. Da? Dar au și gamă pentru așa ceva. Numai că nu prea le-am găsit. Eu ce am Viha am de la Horbach, care e cam limitat la... Sincer, nu suport să cumpăr online, deci trebuie să pun mâna pe sculă. Să vezi, să simți, să vezi ce anume se întâmplă cu ea. De asta ce scule iau din magazine de bricolaj care au nici 10% din gamele firmelor care produc scule. Cam ăsta e setulețul de la Dexter. Comentarii, înjurături, like, dislike, jos. Un subscribe dacă considerați că e nevoie. Cam asta e. Mulțumesc mult de view-uri. Ne vedem la filmulețul următor.